500 de artiști din străinătate și peste 1500 de artiști amatori din județ sunt așteptați în perioada 26-28 iulie la Festivalul Internațional de Folclor Întâlniri Bucovinene. Evenimentul se află la ediția cu numărul 30 și se va desfășura pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor din Câmpul Lung Moldovenesc. Manifestarea este organizată de Primăria Municipiului Câmpul Lung Moldovenesc, Consiliul Județean Suceava și Centrul Cultural Bucovina. Festivalul Întâlniri Bucovinene nu reprezintă doar un eveniment cultural multietnic ce nu are echivalent în Europa, ci și o istorie de inițiere a legăturilor bazate pe parteneriat între țările care au semnat protocolul de colaborare: Polonia, România, Ungaria și Ucraina. Acest festival demonstrează ce loc important ocupă cultura în procesul înțelegerii și cunoașterii, respectului reciproc, toleranței în conviețuire și bunei vecinătăți între diferitele grupuri etnice. În cadrul Festivalului Internațional de Folclor Întâlniri Bucovinene se desfășoară și faza finală a festivalului concurs județean de folclor Comorii de Suflet Românesc, aflat la ediția a 17-a manifestare, la care vor concura 70 de grupuri folclorice de amatori, cele care s-au situat pe locul întâi la fazele zonale, care s-au desfășurat în martie-aprilie 2019. La evenimentul de la Câmpul Lung Moldovenesc, cu prilejul căruia va fi organizat și un târg al meșterilor populari, se așteaptă un număr record de participanți: 50 de artiști din străinătate, peste 1500 de artiști amatorii din județ, alături de care vor evolua în spectacol ansamblul artistic Ciprian Porumbescu din municipiul Suceava, ansamblul Romanații din Caracal și în recital artistul Ion Palade din Chișinău.